Pelerini din toată țara au luat parte la hramul Bisericii Romano-Catolice din Câmpul Lung. Ocrotitorul bisericii este Sfântul Iacob, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta este sărbătorit în fiecare an pe 25 iulie. Sâmbătă, curtea bisericii a fost plină de credincioși, iar invitați speciali au fost mai mulți episcopi veniți din mai multe părți ale țării. Cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Legenda spune că Sfântul Iacob a ajuns în Spania pentru a propovădui și a răspândi mesajul lui Iisus după moartea sa. Echivalentul spaniol al numelui Iacob este Santiago, așa că el era cunoscut cu acest nume în această zonă. Se spune că el a început să propovăduiască cuvântul Domnului în regiunea de nord a Spaniei, Galicia, și din acest motiv este sărbătorit acolo ca sfânt patron al Galiciei, precum și patron al Spaniei întregi. Deci Sfântul Iacob, câmpul stelei Sfântului Iacob, este și rămâne și astăzi, că au fost de două ori acolo, preoții cu siguranță au fost și ei și poate și dintre dumneavoastră, este o catedrală splendidă, care se păstrează și astăzi și este în amintirea acestui pelerinaj pe care generații la rând l-au făcut și iată acum se redeșteaptă această grijă și acest interes de a merge în pelerinaj la acest loc sfânt din Santiago. După Sfânta Liturghie a urmat o masă organizată atât pentru credincioșii bisericii, cât și pentru pelerini.